Bun găsit, stimați telespectatori, încă mai este vremea răsadurilor, așa că am ales să facem o emisiune tot într-un solar. Suntem la Turcinești, la familia Toma și bine v-am găsit, să spun așa, aveți plântuțe foarte frumoase, la talii destul de mari în această perioadă. Bine ați venit la noi, la Turcinești, mă numesc Ionela, suntem familia Toma. Ce să vă spun, este de vreme încă la noi, alții au ieșit cu roșiile pe piață. Noi suntem puțin mai în urmă, ale noastre sunt ecologice, nu folosim îngrășăminte. Peste 3 săptămâni sperăm să ieșim și noi cu ele. Ce soiuri de roșii cultivați aici? Sunt soiuri diferite, ce să vă spun, denumirile sunt și soiuri românești, și soiuri cumpărate de pe internet. Am încercat cu toate felurile, dar cel mai bine merg ale noastre, ale românești. Se caută cel mai bine la piață. Văd că au foarte multe fructe pe lujer, deja este prima producție. Da, este peste vreo 2-3 săptămâni încep să coacă, ele fac în jur de 8 etaje. Undeva sus acolo le retezăm, le copilim, le udăm, ce să vă spun. Soiurile sunt diferite, o să vedeți și la alt din spate, astea sunt roșii rotunde. Cum merge acum la piață prețul? Vă avantajează sau nu prea? Pe noi nu prea. Roșiile scumpe sunt acum la început, cele de la Dol, și la noi se ieftinesc deja când apar, dar reușim în fiecare an să le dăm cât de cât la un preț bun. S-a obișnuit, lumea vine și ea de acasă, ne cunosc și în piață și reușim să le dăm la un preț bunicel. Nu este plătit pe măsura muncii, dar e bine. Spuneți-mi cum decurge viața dumneavoastră, la ce oră veniți aici? De dimineața, de noapte, până la 12, iau o pauză și din nou, nu... Când sunt acasă, când sunt la servici de dimineață, de exemplu cum sunt astăzi, sunt schimbul 2, intru un pic de dimineață și după aceea plec la muncă. Femeile muncesc tare mult la sat. Da. Mie îmi și place ce fac, adică eu mă ocup cu legatul, socrul meu le ud atât. El e cu udatul, cu pusul șpalierii, cu toate astea, dar cu copilitul și cu ăstea eu mă ocup. El e mai solid și dacă se bagă rupe florile și îl cer tot timpul. Câte solare aveți? Mai văd acolo în spate unul. O avem aici, vrem să închidem și aici unde este anul ăsta și mai avem în spate, în câmp acolo, foarte multe vinete și ardei puse. Vinete și ardei, iată că se văd și aici, plântuțele sunt mici. Dacă merg în solar, n-am pus niciodată în solar vinete și ardei, acum am pus două rânduri să vedem cum le merge. Piața din Târgu Jiu vă satisface așa dorințele? Știți de ce vă întreb? Pentru că aici la Turcinești am mai făcut emisiuni și foarte mulți merg la Petroșan, merg în partea cealaltă spre Hunedoara. Da, nu ne convine să mergem la Petroșan, să plecăm, este consumul foarte mare. Trebuie și drumul lucru. Și drumul, da, trebuie să plecăm zilnic și nu ne permitem că nu mai are cine să muncească. Aveți și fructe, vă dați, pus căpșuni? Da, am pus căpșunele, anul ăsta să încercăm cu ele, avem cireși. Avem și smeură în spate și coacăze am pus. O să vă duc și acolo să vă arăt. Am văzut că merge iarăși murul acela fără spini. Da, am pus și eu pe lângă gar pe aici. Am și o 7-8 tufe anul acesta. Să încerc să văd cum e cu ele. În rest... Faceți și conserve acasă ca să vindeți? Am văzut că se poartă lucrul ăsta. Acum multe dintre doamnele de la oraș preferă să ia bio de la doamnele de la țară. Da, am și eu câțiva clienți la care le fac toamna. Tot felul de zarzavaturi, zacuscă, tot ce doresc. Mă sună și le fac. Interesant sună. Spuneți-mi dacă vă mai extindeți, dacă de la an la an se întâmplă ca să nu vă mai ajungă terenul în vederea punerii. În principiu noi am luat de la un vecin. Noi nu avem decât ce este aici, nu avem lățime multă, dar am luat acolo, în spate, de la un vecin și punem în fiecare an. Care sunt problemele pe care le ridică plântuțele în perioada asta? Probleme, o grămadă. Intră mana în ele, chiar dacă sunt acoperite, fac o grămadă de păduc și se sucălește frunza la ele, le afectează. De exemplu, la ăla din spate aseară am văzut că n-am mai intrat, că a fost sărbătoare. Sunt o grămadă de probleme pe care le întâmpinăm, dar este de la căldură, nu mai pot. Este tata acasă care se ocupă cu stropitul și cu ce trebuie la ele. V-aș întreba și cu apa cum faceți. Văd aici că sunt recipienți, vă păstrați. Avem fântână acolo care duce foarte mult în spate. Udăm și locul de acolo și la porumbi cu ea. Am făcut-o de 7 ani de când am apucat de solare. Avem furtune băgate peste tot și tuburi și udăm cu pompa. Să mergem să vedem și fructele cum se prezintă, că mai ieșim, stimați telespectatori, din solar pentru că este foarte, foarte cald.
Fructele de sezon sunt printre preferatele familiei, așa că nu lipsesc cireșii din curte. Fructele roșii și dulci fac deliciul copiilor în perioada lunii iunie. Să ne întrebăm de ce e frumoasă vara. Păi de asta, că uite, vine cu cireșele de iunie. La dumneavoastră aici sunt cireșii deja au dat în copt. Da, e prima serie de iunie, acum încep să coacă. Cred că într-o săptămână cel târziu sunt terminate, nu țin foarte mult. Sunt niște cireși tineri, am pus acum vreo 7 ani în speranța că avem copilul și să nu se mai cațele, că se ducea la vecini. Avem o vecină acolo și tot timpul mami vreau la cireșe și am pus și noi pentru el. La vânzare mergeți cu el, arată super. Nu știu dacă apuc să vând, că e familia mare, neamurile și nu prea. Am vândut într-un an, cred că anul trecut ce am mai rămas din ele, dar facem și noi compot pentru noi, pentru copii, nu. Ia ziceți-mi, cum faceți compotul? Dați-ne o rețetă. Că știm și noi, dar tot timpul, știți cum e, mai alegem din ce auzim pentru că ceilaltul e mai bun decât ce e acasă. Pun borcanul jumătate de cireșe, că îi place și zeama la copil și pun la ăștia decât o lingură de zahăr, că sunt ele foarte dulci. Foarte bine, că nici nu e prea sănătos. Da, și altceva nu pun. Atât, le sterilizez foarte bine și se păstrează peste iarnă. Deci niciun conservant. Nimic, la nimic nu pun conservant. Dulceața cum o faceți? Dulceața le sparg, le las cu zahăr, dar tot așa puțin el zahăr pun. Cred că la vreo 5 kg de cireșe curățate, să zic să pun 2 kg de zahăr. Sunt mai bune fără zahăr. Da. Cu toate că mie îmi plac dulciurile foarte mult, dar ăștia le fac pentru copil și le fac cu mai puțin zahăr. Le las să lase un pic de sirop și le pun la fiert. Așa, asta e toată treaba, ia uziți. Toată treaba și nu folosesc conservant, nici la zarzavat, la nimic. Vin târgujencele să cumpere de la dumneavoastră și compoturi sau dulceață? Compoturi și dulceață n-am făcut decât la câteva cunoștințe foarte apropiate. La neamuri, că i-am plecat pe dincolo și când vin trebuie să plece și ei cu câte ceva. Și în rest, pentru casă. Pentru casă și da. E suficient și foarte bine că le faceți toate bio. Da. Căpșunile, ne spuneați că anul acesta ați încercat sau deja puneți... Anul acesta am cumpărat câteva din alea mai scumpicele să vedem cum sunt. Ne-am grăbit când le-am luat și n-am avut folia pregătită, a trebuit să le plantăm foarte repede. La care am pus folie neagră așa cum trebuie, au mers. La care am pus folie albă ce ne-a rămas de pe la solare, a ridicat buruiana, pentru că a pătruns soarele, s-a făcut buruiană. Am ridicat-o și le punem din nou la anul, nu e nicio problemă. Iată că de la an la an mai învățați câte ceva. Păi, dar noi în fiecare an trebuie să învățăm câte ceva. Încercăm. Ați dat viața de aici, de la țară, pe ceată la oraș și eu întreb multă lume lucrul ăsta, pentru că este mai comod acolo, dar este mai frumos aici. Nu, să știți că nu este felul nostru de a fi comozi. Eu nu pot să stau, de exemplu, a fost 2 zile sărbătoare și am... Nu pot să stau, nu e felul meu. Și n-a schimbat-o pentru nimic în lume cu viața de la oraș. Sănătatea cum e? A ei... Păi este și la țară ca și la oraș, și bună și rea, acum depinde de cum, că ne îmbolnăvim și noi, nu numai cei de la oraș. Dar nu, pentru mine și nouă, nu ne place la oraș. Nu ne place. Nu ne place. Și copilul s-a obișnuit aici? Da. Aici e născut normal? Aici e născut, da. Și mă rog de el să-l scot în oraș să-l plimb și nu. El se duce pe zevoi să plimbă cu bicicleta, nu, acasă. Dați-mi ce altă fructă mai puneți aici? Ne-a spus de mur și smeur, văd și viță de vie, deja e tânără, nu? N-are poate 3 ani. Cam așa, nu știu, 3-4 ani să zic are. E tânără, e nelegată că a fost înflorită și n-am avut timp să intrăm în ea. O să începem și cu zmeura, vă duc acolo în spate să vă arăt. Am pus anul ăsta câteva rânduri acolo să vedem dacă îi merge și vrem să extindem tarlaua aia cu zmeură și cu coacăze. Știu că Turcineștiul era renumit pentru cireș. Da. Nu vă axați mai mult pe fructe? Adică nu-i pământul mai fertil, mai nutritiv pentru așa ceva? Pomi, olivadă? Pomii avem undeva în deal la pădure, vrem să punem pomi acolo. Da, avem merii bătrâni în deal, dar avem un teren acolo și vrem să punem pom pe el. Deocamdată lucrăm la el să-l înălțăm pentru că stă apa foarte mult și nu... și o să punem pomi acolo. Pom și smeură vrem să punem și acolo. Pentru casa aici e suficient, nu... Pentru noi am mai pus un măr, cât un păr, ca să fie aceea pentru copil, cât un vișin, e destul. De toate, da. Dar până la urmă tot legumicultura rămâne cea de bază. Da, tot cu solarele și cu ce facem în câmp. Așa că cât să
ne menținem vara, că nu te îmbogățești acum. Asta voiam să vă întreb. Da, deci nu știu cine spune că se îmbogățește, probabil ăștia de la Dolci care iasă prima dată cu ele. Care au pe suprafețe mari, presupun. Suprafețe foarte mari, da. Dar pentru noi este bine atât cât este. Ne ocupă și timpul și este suficient. Avem și pentru noi să ne facem de toate și vindem și este bine așa cum e. Haideți să vorbim și cu socrul dumneavoastră. Am înțeles că este la fel de harnic, da. Așa ne-ați spus. El e cu plantatul, plantăm împreună, delegat roșiile le leg doar eu. Nu se poate apleca și din cauza vârstei acum și problemele de sănătate. Eu le leg roșiile, le copilesc, el se ocupă cu plantatul, mă ajută, cu suporturile astea făcute cu șpalierii și cu udatul. Că ăsta e cel mai important. Bagă apă și dimineața și seara și este o suprafață destul de mare. O să vedeți și în spate și ia o grămadă de timp să ude. Cred acest lucru. La început, când sunt plantele foarte mici, udă cu găleata. Nu băgăm furtunele, apa este foarte rece, punem în butoaie să încălzească. Am văzut și asta, am vrut să vă întreb de ce. Punem apa în butoaie când sunt mici, să nu le punem apă rece, să le opărim. Toma Mihai, socrul Ionelei, muncește cot la cot cu Nora și spune că fără ajutorul ei nu s-ar descurca. Domnul Toma, la 63 de ani, de dimineața până seara stați aici în grădină. Mulți, să zic așa, bărbați de seama dumneavoastră, poate sunt acum, joacă șah în parc. Cum e? Pentru mine este o satisfacție asta. Eu dacă nu mă simt că muncesc și să produc ceva, nu mă simt bine. Mă simt bolnav. La cât veniți aici? Cam pe la ora 5 dimineața eu sunt deja pe teren. Ud, când e planta mai rece, după aia îmi umplu din nou sistemele de udare, mă apuc de copilit, mă apuc de dat cu sapa, mă apuc de ce e de făcut. Da. După aia când termin, ne apucăm din capătul celălalt, de unde am început, că asta e problema, că te ia buriana. Se udă la vreo interval de 3 zile, băgăm apă, eu bag cam 10 tone de apă la o udare. 10, da, cam 10 tone peste tot. Dar nu le bag tot odată. Deci bag, de exemplu, treptat, în primul solar odată, după aia vin cu grădina, asta anexă, după aia vin cu solarul următor, după aia vin cu vinetele, cu ardeiul și tot așa. Am instalat de apă și acolo. Stimați telespectatori, să știți că este ceasul aproape 11, deci are peste 6 ore de muncă și nu arată deloc rău. Sunteți în formă. Păi trebuie să fii în formă, că dacă nu știi, asta te ține în viață. Deci asta te ține în viață. Eu de mic am fost la agricultură, de copil că am prins colectivizarea de unde sunt eu. Eu sunt normal din Piatra Neamț, din Roman și căsătorit aceea. Și de sunt învățat. Am rămas, așa a fost soarta, am rămas în Gorj. Da. Dar nu cred că regretați, aveți o familie tare frumoasă și o gospodărie superbă. Niciodată, nu am cum să regret. Am o familie, am o fată care are 22 de ani de Franța, e procuror în Franța, vă dați seama. Da, felicitări atunci, chiar sunteți mândru și aveți de ce. Cum să nu, am o fată care am un nepot, e polițist, am o fată de la Iezureni care lucrează contabil de ani și ani de zile. Și așa că n-am de cereu. Și nora mea care mă ajută ea cel mai mult. Deci da, am stat de vorbă și am văzut că este o harnică, da, și ea. Păi nu m-aș putea descurca fără ea. N-aș putea să mă descurc. Și așa că atare, ia sărăcuța când e liberă, toată ziua, de dimineață și până seara, e cu mine aceea. Tatai, facem asta. Că dacă ar fi numai aici, locală, da, dar avem și în partea aia, avem și dincolo. E cam o țirică de muncă. Cum stați cu sănătatea? Cu spatele, nu știu, cu reumatismul? Ce să vă zic, eu să nu fac o greșeală în fața lui Dumnezeu, până acum bine. Deci, Doamne ajută. N-am fost în viața mea niciodată în spital, n-am suferit de nimica. Acum poate deci încolo mor mai atinge. Eu toată viața am lucrat pe mașină și pe taf la munte. V-am întrebat asta pentru că este muncă brută multă și știți cum noi ne plângem, că ne doare o mână, că ne doare spatele, de sedentarism probabil. Doamne, ce să vă zic, plecarea e greu. Până când pleci în 10 minute, după aia să revii. Nu mai uiți și de ce te doare, dacă te doare. Dacă nu te doare, nu te doare. Omul e făcut să ducă, așa se zice. Duc cât poate. Eu zic să am norocul să duc cât de mult. Da. Îmi place asta. Vreau să mai fac un solar acolo. Să vă ajute Dumnezeu. Da. Deci unde este încă îmi fac acolo. Și după aia să mai extind, am o parcelă sub gostat acolo. Și vreau să fac o plantație de coacăză și de zmeură. O, interesant sună. Acolo. Și cam asta ar fi. Deci pentru...
Văd așa la vecini că au pus porumb, sare, grâu, aveți dumneavoastră și cereale, că am văzut că aveți păsări. Nu am, nu cumpăr, de ce să spun că am, nu am. Am porumb, acolo o bucată de porumb o să vedeți, un câmp, restul, puțin, arabil e puțin porumb, ăsta, cum să vă zic că dumneavoastră, pământ, e puțin arabil. Știți ce, n-am întrebat-o pe Ionela și vă întreb pe dumneavoastră, considerați că statul vă ajută cu ceva sau ajută producătorul român? De ce să vă zic că dumneavoastră, sau să vă mint, pe mine cu nimic. Am încercat să fac un proiect pentru 3-1 sau 4-1 și când am ajuns cu el la finit, cu proiectul tot, m-am încadrat cu toate deurile și când am auzit că să-mi fac un cont în bancă, contul aveam deja, dar ce nu un alt cont, să-mi deschid o firmă, am luat dosarul, trebuia să-mi spuneți de la început, să nu umblu pe la fisc, să-mi fac toate dimensiunile, spune de la fisc, de la început, ce firmă să-mi fac eu dacă eu sunt producător? Să-mi fac firma, să plătesc tot statului. Deci ce câștig eu să-i dau statului banii. Așa deci, că până la urmă, legislația e tare ambiguă. Legislația nu e pentru muncitor. Legislația este numai pentru ei. Deci absolut numai pentru ei. Dacă ar putea să-ți ia și pielea. Da. Eu, acum când au ieșit cu roșiile și cu castraveții deja i-am de mult făcut în piață, eu n-am o masă. Eu sunt producător și dacă mă duc să iau o masă, trebuie să o țin de ea cu contract. Și să o plătesc 5 luni, am plătit-o asta iarnă, degeaba. Am reexiliat contractul și de ce să plătesc degeaba? Și eu o taxează la rândul. Anul ăsta de la început? Anul ăsta nu mai fac contract nimic. Dacă prind o masă, bine, dacă nu iau și eu o masă de acasă și o pun acolo și dacă mă dă la o parte cineva, să-i spun și eu, domnule, să vină prima. Vine ANAF-ul. Da. ANAF-ul nu poate să mă dea pe mine la o parte, pentru că sunt producător, da, cu acte în regulă. Deci eu, ce am eu nu are acte. Cei ce vând în piață nu o să aibă ce am eu trecut. Da, cum este și cu acel atestat de producător sau cum se numește? Păi da, la mine a fost comisia toată cu doamna ingineră, primăria, toată a fost la mine și au văzut ce am. Deci iată că mai sunt inadvertențe, să spunem așa, între producători și noi, da. Cel care cumpără până la urmă. Mulți se plâng de intermediere, că vine și vă cumpără la un preț și ne dau nouă la altul. Vă zic că dumneavoastră, pe mine nu m-ar interesa chestia asta, pentru că, de ce să spun, poate cineva, fiecare vrea să trăiască în felul lui. Desea de aici să vândă mai încolo, nu? Așa. Dar eu îmi vând marfa mea, care nu o iau de acolo, și o vând cu un preț mai mic. Și eu întotdeauna când mă duc în piață, toți sunt invidioși sau pe nora mea, că de ce vindem așa ieftin? Băi, dar ea mea, produsă de mine. Eu trebuie să vând, să mă scap de ea. Așa. Bă, dacă ar fi mai mulți ca dumneavoastră, dar le stricați piața celorlalți și iată. Păi nu poate să-mi spună mie nimic, ce-i cu mine dacă eu sunt producător? Ai. Credeți dumneavoastră că era de pe dig, care duce la Drăgoni, vine din Craiova și ar vinde-o pe piață, ar vinde-o cu prețul care e, ar vinde-o cu prețul lui care îi convine. Așa, dacă eu m-aș duce pe dig să iau și să vând, normal că trebuie să pun prețul mai mare, să-mi lasă și mie ceva. Dar se trăiește bine din asta, din legumicultură? Sau? Nu prea, să știți că nu e mare scofală. Și v-am întrebat un lucru important, vremea, că până la urmă ea dictează producția. Pentru mine vremea în solarii poate să ploaie, poate să nu ploaie, eu trebuie să bag apă în solarii. Afară e mai dificil, dar bag apă și afară. Deci pentru mine nu, eu am fântână acolo, am fântână puternică, pompă foarte puternică, duc apa prin conductul, cum se vede că e conductul pe cea, și duc peste tot apa. Pot să duc apă și până la iezureni. Noi vă dorim să aveți mult succes în activitatea noastră și să vă țină Dumnezeu așa în putere. Asta este ce să-i facem. Dar câștig mare nu e. Dar trebuie să ai o activitate. Stând acasă, să ai o activitate. Poate la anul, când ias la pensie, o să mă mai... o să stau mai liniștit. Dar nu poți să stai cât poți să ieși sănătos. Așa e, până la urmă aici nu poți să stai, pentru că în fiecare zi și în fiecare minut e ceva de făcut. Eu din februarie, pe 4 februarie, când îmi pun răsarnița și până toamna, vine plantatul castraveților la două oară, vine salata, vine ceapa, vine spanacul de plantat prin solarie. Noi trebuie să avem activitate în continuu. Lăsat se muncește mult și nu întotdeauna rezultatele muncii sunt pe măsura efortului depus. În perimetrul de lângă casă, familia Toma a încercat să exploateze fiecare colțișor de teren arabil, așa că zmeura, vița de vie și coacăzul sunt alte plante care au intrat în atenția lor pentru ca, în câțiva ani, să diversifice producția de produse agricole, toate cultivate cât mai natural.
Aveți cultură de zmeuri aici. Spuneți-ne cum ați plantat-o, dacă se îngrijește greu. Ea nu se îngrijește foarte greu, se pune pe șpalier exact ca roșiile, dar este tânără, este pusă de anul acesta. Am zis să încercăm, n-am știut, am tăiat-o cam scurtă. Ea face rod și anul ăsta, dar foarte puțin. Am înțeles că se câștigă mai bine bani decât din roșiile mele și de-aia am încercat și noi. Am pus acolo mai multă. Și mai aveți ceva, un rând de ce văd eu acolo? Sunt coacăzele pe care le-am pus să prindă rădăcini, s-au prins. Și le luăm de acolo și le replantăm. Trebuie puse la o distanță mai mare, le mutăm dincolo în câmp în toamnă. La zmeură nu este așa de multă muncă, nu? Nu necesită. Nu, se taie, se leagă primăvara pe șpalier și apoi nu se mai umblă în ea până la cules. Nu este de muncă așa ca la roșiile mele, că la două zile trebuie să mă bag în ele, să le copilesc, să le leg, să... E o grămadă de treabă. Să smul buruiana. Și dacă merge mai bine zmeura sau, mă rog, fructele, ce faceți? Renunțați la legume? Nu renunț. La ăștia nu renunț că sunt făcute pentru roșii, dar o să mai extind afară cu fructele. Aveți de toate. Aveți și porumb. Chiar îmi spuneam să am cel mai frumos porumb aici, în Tarla. E cel mai frumos, da. E pus mai din timp. E pus cu odată cu vecinele mele, că nu sunt decât două, trei locuri care sunt mai mărișoare așa. Și la munci la timp e frumos. A avut și ploaie. A mers bine, deocamdată. Spuneți-mi așa, pentru noi, când aveți timp pentru dumneavoastră și când aveți timpul ăla de femeie, mai citiți, vă mai uitați la o telenovelă, la un film, nu știu. N-am mai dat drumul de mult, seara, când mă pun în pat, mai dau drumul un pic la televizor, la telenovele nu prea mă uit, nu prea îmi plac de felul meu, rar când găsesc câte una să-mi placă, dar în general nu mă uit. La știri mă mai uit seara și în rest am timp, timp dacă vrem ne facem pentru orice. Este timp. E frumos să-ți bei cafeaua dimineața aici, să-ți ciripească păsărelele? E frumos, dar eu nu pot să beau cafeaua până nu termin treaba. Deja s-a făcut ceasul 10:30 și eu am cafeaua pe masă, n-am băut-o. Atunci să vă lăsăm să luați o gură și de cafea. Stimați telespectatori, punem punct aici aceste emisiuni. Zic eu că a fost una frumoasă, având în vedere că, iată, oamenii din Gorj sunt oameni gospodari, așa cum am spus-o de fiecare dată. Până data viitoare, când ne întâlnim într-o altă gospodărie, să vedem unde, vă spun toate cele bune și la revedere!